Povestea asta de 250 de ani a reșiței industriale au scris-o la început specialiștii veniți de pe-ntreg cuprinsul Imperiului pentru a pune temelia viitoarei cetăți de foc, continuatoarea furtanului de la Bocșa, unde a început industrializarea cu câțiva ani mai devreme. Ei și-au rânduit traiul, firește, în proximitatea zonei industriale, adică în locul care se va numi Reșița Montană. Aici se vor ridica primele locuințe, la oaltă cu toate cele necesare traiului. Un cabinet medical, un lăcaș de cult, dar și o crâșmă. Iar cartierul se tot extinde în timp, cu străzi pe verticală și orizontală. Reșițeanul vechi, undeva în zona asta locuia, în casele alte care în bună parte, cel puțin în zona asta, se păstrează, așa cum și le amintesc bătrânii, probabil, adică de zeci de ani, chiar mai bine de 100. Da, pentru că de la 1895 vorbim de dezvoltarea acestei zone spre dealul din spatele furnalului, ca să spun așa, din spatele vetrei efective industriale, pe dealul mare, dealul Țerovei, deci poartă două denumiri, dealul care va cunoaște și bătăliile de la 1848, deci un deal care poartă atâta istorie, dar mărturia a ceea ce este locuirea sunt aceste case cu care păstrează inclusiv în două sau trei situații tabla veche cu care s-a făcut înveditoarea și înălțimea mai ales a podului, astfel încât să-și asigure omul căldură suficientă, strict natural. Ne aflăm într-o zonă, mă rog, aproape pe verticală, dacă stai să te gândești cum arată străzile. Și mă gândesc că n-a fost foarte ușor, mai ales la momentul acela, să construiești și să creezi toată infrastructura asta de, nu știu, de scurgere a apei pluviale, de exemplu, într-o zonă de genul ăsta. N-a fost deloc greu și nici măcar nu putem vorbi de o viziune a unui arhitect. Au fost tehnicienii care au îndrumat, mai ales cum să îmblânzească dealul. Foarte importantă este această construcție în trepte, se repetă de-a lungul istoriei Reșiței până în vremurile noastre în alte zone, pentru că este una dintre cele mai ușoare. Reșița a fost martoră și actor atât în ceea ce privește evoluția industrială la nivel mondial și a ținut la fel pasul cu evoluția urbanistică. Zona Rânduri și această stradă pe care noi ne aflăm acum sunt spații urbanistice clasificate ca spațiu urban deosebit. Modul de locuire, această dezvoltare pe curba de nivel, grădini în trepte, grădinile și aranjarea în trepte, da, fac parte din istoria și evoluția industrială și urbanistică a Reșiței. Un lucru deosebit se întâmplă, la ora actuală sunt puține orașe care mai păstrează această patină a secolului XIX și început de secol XX. Strada Țerovei, pe care ne aflăm astăzi, e declarată zonă protejată, iar toate casele de pe partea cu numere impare sunt clădiri monument. Împreună și fiecare în parte scriu o poveste, aceea a oamenilor care au trăit și au lucrat odinioară aici, căci nu se putea dezvolta Reșița cu niciun chip, fără de oamenii care au pus umărul, fiecare în felul său, la ridicarea unei cetăți de foc veche de 250 de ani. Vechii proprietari ai caselor s-au dus de mult și prea puțin se mai vorbește nemțește pe rânduri. Așa se numesc străzile orizontale, numerotate. Dar păstrează locul ăsta ceva aparte, ceva mai mult decât niște plăcuțe vechi cu înscrisuri în germană. Păstrează încă un spirit anume, extins odinioară în orașul întreg, căci exista o mândrie și un fel de a fi al celor care munceau pe vremuri în industria reșițeană. Reșița a crescut cot la cot cu industria, s-a extins la deal și la vale și rând pe rând au apărut alături de primele furnale, tot felul de alte secții de producție, care cereau mână de lucru. Reșița devenise un oraș uzină și fiecare își avea rolul său bine stabilit și sentimentul datoriei adânc întipărit.
Și acum, ca și altă dată, un om care a lucrat în industria reșițeană îți va vorbi cu mândrie despre asta. Dar și cu lacrimi în ochi, căci încet încet, focul nestins al Reșiței devine doar o flacără. E soarta unui oraș monoindustrial care a trăit și gloria, dar și prăbușirea. Doar că mai există și reversul medaliei, cel dătător de speranță, îmi spune Andrei, care mă conduce mai departe prin cartierul muncitoresc. Ce merită spus este faptul că atât Furnalul 2 cu toate ansamblurile și clădirile industriale din vecinătate, cu ceea ce se găsește actualmente pe malul celălalt al Bârzavei sub o altă companie, în UCMR, în Uzina Constructoare de Mașini, ele sunt o serie de monumente care merită pusă în valoare și există soluții. Noi nu trebuie să reinventăm roata, avem atâtea exemple în proximitatea noastră, în Europa Centrală, pe Valea Rinului, în Luxemburg, în Marea Britanie, în Franța. Nu trebuie să trecem, inclusiv la Monterrey, în Mexic, există un furnal similar cu cel de la Reșița. Putem să mergem la Duisburg, care e în Germania, și să vedem Valea Rinului și Zona bazinul Ruhr, sigur. Da, și să luăm elementele care credem că ni se potrivesc cel mai bine, să le adaptăm specificului local și să valorizăm aceste nestemate pe care riscăm să le pierdem din ignoranță. Este momentul în care cred că e important să spunem oamenilor, avem și suntem depozitarii unor comori care merită puse în valoare.